Incertitudinea economică din această perioadă și-a pus amprenta pe comportamentul de cumpărare a românilor. Arată noile date Google. Căutările legate de prețurile la energie au crescut cu 70% în trimestrul 3 față de trimestrul 2 al acestui an. Un alt efect al incertitudinilor este orientarea românilor către economisire. Colega mea, Tatiana Beliuță, editor al F News, a analizat datele Smart Shopper și vine acum cu mai multe detalii. Bună, Tatiana! Hai să vedem ce ne arată studiul de despre comportamentul de cumpărare al românilor. Bună, Ana. Studiul Google arată că 8 din 10 cumpărători se informează online înainte de a face o achiziție. 47% dintre români au făcut cea mai recentă achiziție online față de 41% în 2021. Totodată vedem că tarifele la energie alimentează incertitudinele acestei perioade. Astfel, căutările românilor pe Google pentru depozite bancare aproape s-a dublat în primele 8 luni din 2022 față de aceeași perioadă anului trecut. Totodată vedem că au crescut cu 25% căutările după aur, iar cele pentru carduri de credit cu 14%. Mai mult în primele șapte luni din 2022 au scăzut căutările pentru achiziția de mașini și imobiliare, două zone unde este nevoie de o investiție semnificativă. Achizițiile spontane au scăzut și ele în 2022, arată datele studiului Google, de la 36% în 2021 la 13% în 2022. De asemenea, căutările legate de reducere au crescut cu 23% în primele 8 luni ale acestui an. Tatiana, îți mulțumesc pentru informații.